Până una alta mergem la Maria și Mihai Nemes, care s-au apucat de shopping. I-ați văzut la shopping în America, i-ați văzut vizitând locuri minunate pentru că ne-au trimis imagini. Ei bine, Maria s-a lăudat cu poșetele ei de lux și costumele populare scumpe, însă acum îi vedem la coada furcii și la coada vacii, ciucă, pentru că, dincolo de luxul cu care ne-au obișnuit în viața lor de zi cu zi, când nu cântă, oamenii ăștia au grijă de animale, de gospodărie, sunt niște oameni perfect normali. Corect? Oameni gospodari, domnule. Hai să ne întoarcem, Ciucă, și noi în copilărie. Bună ziua, Doamne ajută, oameni buni și lume multă, binele-i cu voi, cu voi și cu noi, că bogat-i greu și sărac-i rău, nici nu știi cum-i mai bine că la tăzi-i greu. Na, și noi astăzi o să avem o zi nu tocmai ușoară, o zi grea, dar nu asta e important. Important e că suntem bine sănătoși și pe care sănătate vă dorim și vouă. Așa că noi suntem pregătiți să mergem să ne aducem fân la vaci. Mihăiță, ești pregătit? Oh, el deja mă clansonează pentru că noi ne-am modificat strategia de a dus fân, adică ne-am emisipat. Hai, da, hai! Dar Mihăiță, pregătit ai carul cu boi! Pregătit e, uite, armaxarul! Cu cai, cu aici cai putere! Mai mulți cai putere! Hai da, că tata ziua trage tine. Tragi, văd. Dar eu îți cânt, dragă, și te îndulcesc. Ai grijă cum măcarea, mă, să nu mă zdrunci pe aici să sar în sur ca un harbuz. Păi da, tu ești crescută, tu ești fata de la țară, ești obișnuită cu toate condițiile. Da, ce-mi place, adică să fiu așa, finuță. Să mărcezi, să mă zadu și pe Mihaela să care cu gunoi. Cocona. Păi tu, Iado, dacă merg după Mihaela, te rog să mă aduci și telefonul. N-ai greșit, nu vreau să ratez, să imortalizez acest moment, cum stau eu aici la soare, în căruță, în remorcuța asta și îmi fac un story. Că ăsta e cel mai important moment, deci nu pot să-l ratez, n-am cum. Tu mănânci zilele cu story-ul tău. Băi, știu, dragă, dar cine să ți le mănânce dacă... Ia, mai lasă-ți mănânc zilele. Nu pot face doi pași, că dacă mă duc în stânga, ia cu telefonul pe mine, să filmeze. Dacă mă duc în jos, trebuie să filmez. Dacă mă duc cu carul după fân, oameni buni, trebuie să mă filmeze, ia din spate și filmează. Eu conduc, nici nu știu ce face. Deci nu poți efectiv să te duci un paș într-o parte sau în alta, că e cu telefonul pe tine, paparații. Mă, ăsta cred că face la mișto acum cu noi. E care de tăți lei. De tăți caii. De tăți caii. Toți i-au pus în acțiune. Gata cu distracția. Nu, cine-i tânăr și în putere? Auzi, ia tu furca asta mai lungă, că din șoplu să ajungi la mine la car. Da. Mi-ai lucrat, tu ia grebla, asta ne trebuie ultima dată și pune-o în spatele carului. Noi ce facem? Și ne apucăm de treabă. Păi eu o să-i dau fânul tatu acolo, să-l ducem la văcuță. Sute de ture până... Numai frumos îmi dă. Nu, no, Mihăiță, pe mine nu mă locuiesc. E dacă ești meseriaș, încarcă fânul cum trebuie. Ăsta-i un fân nepoluat. E un fân care e benefic și care toate plantele de pe pământ... Toate sunt... florile. Da. Toate florile, toate mirozele. Auzi, și acum eu să mă apuc să cânt. Toate florile din lume, la 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 la, le-aș culege pentru tine. La 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 la. Aș cânta mai mult, da. Și te iubesc ca un nebun. La la la. Vai, ce-mi vine să fac când aud asta? La toată lumea o spun. La 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 la. Altfel mere lucru cu o cântare. Cu muzică și voie bună, termină de încărcat remorca cu fân și pleacă spre casă, unde îi așteaptă altă misiune, îngrijitul animalelor. Fiecare are sarcina sa, Mihaela hrănește vacile, Mihăiță face curat în grajd, iar Maria mulge vacile și reușește din nou să-și scoată soțul din sărite. Întoarce furca când îi dai. Îi dai așa? Ok, și întoarce furca. Și dai și la ceilaltă. Și la... Așa, dragă. Uite că aia doarme, dar se ridică acum că vede că îi dai de mâncare. Și simte mirosul. Da, sigur. E un fel de abonament. Seara, dimineața, n-ai greșit, aici nu poți să dai greș, nu ai scuze, nu există cale de întoarcere. Vaca trebuie să mănânce, trebuie să o adăpți, să-i rânești. La porci le trebuie de mâncare, poți să te duci tu oriunde. În momentul când ai ajuns acasă, trebuie să te îmbraci în ținuta obligatorie de grajd și să intri aici, să mulci vaca, să faci toate cele. Băi, fraților, o spus cineva o vorbă că zice în grajd e urât, miroase groaznic. Da, friptura când sfârâie pe grătar acolo, Doamne, dulce și bune. Astea sunt animalele care noi mâncăm.
o slănină bio, un lapte sănătos. Ramnieiță, gata, ești cu treaba? Cam sosul și eu. Uite-te ce zici, mama a sortat? Păi tu, femeia, ai nebunit! De mie întrebi asortarea, mă duce și munge vaca, lasă tu asortarea! M-am enervat foarte tare astăzi. Una peste alta mi-a făcut mare un car de nervi. E parcă vaca cei n-ar ți da lapte în altă găleată, nu mai trebuie să se atorteze. Îmi zice să-i spar telefonul. Te-ai gândit că nu mai faci rușine, așa-i? Eu zic să merg după telefon, să aduci un story, că sigur... A, să faci un story, acuma. Că sigur ți-l năpoaște mai bine. Hai să vezi că ajungi la vorba mea. Ce gândesc. Oamenii buni. Au. Cred că și porci aici știu de story. Când aceia iau slănina așa bună pe ei. Tătă zoas cu telefonul lângă ei. Uite, uite, și vaca mi-a dat aici cu piciorul și s-a mutat ea acolo când eu mulgeam vaca și s-a mutat piciorul, știi, s-a clătit un pic și când s-a ridicat piciorul mi-a dat aici, uite, cu balegă. Știți cum miroase? Asta e cel mai tare parfum, deci nu iasă din aia, este nici dacă le spăl, trebuie să le spăl la 90 de grade, la o oră și... Avem un concert aici. Aici. Ei își fac treaba. Ei ne bagă în... Numai așa-i putem băga seama, mai grijă. Ce-am pupat, bărbate! Păi pupă-mă! Ce bine miroși! Parto! A Chanel, a oaie! Parto! Uite-vă ce am eu aici. Proaspăt! Știi că după ce stai așa vreo jumătate de oră, o oră prin graj, nu mai simți că-mi miroase. Numai în momentul când ai ieșit din graj, din la vacă, și te duci și treci pe lângă cineva, vezi că face mutre. Și atunci îți dai seama că miroase ciudat. Noi am făcut ce am făcut aici, dar mai sunt alte treburi. Da, dar urmează în alte zile să vă mai arătăm și alte activități pe care noi le facem în curte, în grădină, în câmp. Și nu e ceva nimic mare lucru, nu e o filozofie aici. Pentru noi e filozofie. Pentru noi e simplu, asta e treaba. V-am pupat! Toate cele bune! Bye, bye!